La mulți ani, argeșenii mei! Doamna Elisabeta Turcu, vă mulțumim foarte mult. Repet, vă prețuim, vă admirăm, vă respectăm și vă rog frumos să primiți acest coș cu flori. Mulțumesc. Din partea florăriei Olga, din partea doamnei Olga Panaito, doamna deosebită, și din partea noastră. Mulțumesc frumos, vă mulțumesc frumos. Aceste flori fac cât toți banii. Vă mulțumesc frumos, vă îmbrățișez și vă promit cât mă mai țin puterile, sănătatea și bunul Dumnezeu să mai aduc cântece de prin părțile noastre. Vă îmbrățișez cu drag, la mulți ani! Sănătate! Urmează în program Crinu Spătaru cu alte două melodii. Pe acest album, intitulat Voi copiii cu părinți, pe care Crinu Spătaru îl lansează în această seară, se află o melodie intitulată Mamă, ție sunt dator. Mama lui Crinu Spătaru, doamna Luminița Spătaru, se află aici printre dumneavoastră și o rugăm să vină alături de noi pe scenă, în aplauzele dumneavoastră. Să știi, mama, că nu sunt eu vinovat. Doamna Luminița Spătaru este foarte emotivă. Să știți că în curând Crinu va pune pe posturile de televiziune, va difuza un videoclip foarte frumos la această melodie. Un videoclip realizat la Muzeul Golești, de aici, de la noi, din Argeș. Un videoclip în care a participat și mama lui, doamna Luminița Spătaru. Doamna Luminița Spătaru, vă iubim, vă respectăm pentru faptul că ați crescut un băiat extraordinar de cuminte, un băiat frumos, un băiat talentat. Vă rog frumos să veniți aici între noi, la mijloc, la mijloc. Și vreau să spuneți acestor oameni minunați, cu toate că știu că aveți foarte mari emoții, o năzbâtie a lui Crinu de când era copil. Și pentru care... Nu cred că întrebați așa ceva. Sunt ce foarte multe și foarte nu știu. Cuminte. Când îl căutam de nu-l găseam, el cânta întotdeauna, că își făcuse o scenă și el acolo îl găsea. Doamna Luminița, încă o dată felicitări pentru fiul dumneavoastră, pentru realizarea dumneavoastră, pentru că știu, sunt convinsă, fiind mamă, realizarea lui Crinu Spătaru este și realizarea dumneavoastră. Vă rog frumos să primiți din partea doamnei Olga Panait un buchet de flori în semn de respect și din partea mea personală. Mulțumim. Următorul cântec l-am scris cu sufletul, pentru că este un cântec dedicat mamei mele și nu credeam că dumneavoastră o să faceți o surpriză atât de frumoasă în această seară, să o invitați pe scenă, pentru că m-ați emoționat foarte mult. Îl dedic tuturor mamelor prezente și prin cântec am zis eu că pot să-i mulțumesc mamei mele, să-i spun că te iubesc și pentru faptul că mi-este întotdeauna alături, atât la bine cât mai ales la greu. Îți mulțumesc, mama, și te iubesc foarte mult. Crinu Spătaru pentru dumneavoastră și, în mod special, melodia Ție, mamă, sunt dator. Ce-a fost mai bine dată, mă.
tinerețe a fost mamă greu. Ai tăcut și ai răbdat, tot ce-a fost mai bine dat. Iubesc mult, mama, și îți mulțumesc. Lasă-mi fetița puțin aici lângă mine. Îți mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul pe care mi l-ai acordat de-a lungul anilor. Și pentru oricare dintre noi, cel mai important om în viață, cu siguranță, trebuie să fie mama. Încă o dată îți mulțumesc, mama. Acum urmează să vă cânt un cântec ceva mai vesel, ca să ne înveselim puțin, un cântec de ciobănie. Eu iubesc foarte mult zona Sibiului și chiar mă gândeam la un moment dat de ce oare n-aș putea să abordez și eu acest gen. Ei bine, zona ne permite, pentru că în Corbi, la noi în Argeș, chiar se cântă această zonă de ciobănie. V-am pregătit un cântec frumos și înainte de a-l cânta vreau să vă prezint și această fetiță minunată, care peste câțiva anișori probabil vom veni aici la spectacolul ei, pentru că ea este o actriță deja cunoscută, să știți, a participat la multe concursuri și a câștigat foarte multe premii și îmi spune mama ei pe ascuns că nu și este din rim nici acasă. Felicitări, Mara, te pup și mulțumesc din suflet!
Felicitări părinților tăi care te-au crescut frumos, mamei tale Mihaela Iordan și bunicului tău care este alături de noi. Te pup și te iubesc. Așa. Mulțumesc din suflet. Să știți că primesc aceste aplauze ale dumneavoastră cu sufletul, așa cum mi le oferiți de fapt. Și florile pe care vi le ofer eu în această zi dumneavoastră sunt cântecele mele. Vă iubesc și vă prețuiesc foarte mult. Și o să rog pe domnișoara Ioan Anton să prezinte următorii invitați, iar noi ne vom mai reîntâlni aici pe scenă. Și pentru că tot vorbeai de flori, vreau să mulțumim și să o aplaudăm încă o dată, chiar dacă nu se află aici, pe doamna Olga Panaiete, ce ne-a pus la dispoziție în această seară aceste flori minunate. Îi mulțumim frumos! O prietenă de suflet a noastră, doamna Olga, o pupăm și o îmbrățișăm cu mult drag. Mi-a trimis mesaj, nu poate să ajungă, dar mi-a spus așa, scurt, florile sunt viața mea. Aplauze pentru doamna Olga!